Își desfășoară activitatea într-o grădiniță. Un liceu din capitală funcționează într-o clădire proiectată și construită pentru o instituție de educație timpurie. Cu toate acestea și numărul elevilor de mult este depășit. Conducerea liceului susține că greu mai face față situației, iar și mai mari bătăi de cap le dă numărul mare de solicitări pe an ce trece. Autoritățile locale promit că vor soluționa problema, iar anul viitor liceul va activa într-o altă clădire mult mai spațioasă și dotată cu toate cele necesare. Liceul este frecventat de 610 copii, pe când capacitatea instituției este de doar 300 de elevi. Suntem într-un sediu de grădiniță unde a fost adaptat la procesul educațional, inclusiv și a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Capacitatea acestei instituții este doar de 300 de copii și vă dați seama că suntem foarte mulți la metru pătrat. Unul din 10 elevi este cu cerințe educaționale speciale, iar adaptarea infrastructurii instituției este extrem de necesară. În prezent, în fiecare clasă sunt cel puțin câte 25 de elevi, iar școala nu dispune de condiții moderne pentru orele de educație fizică. Aici lucrăm cu copiii din această instituție, nu dispunem de spațiul necesar, încercăm cât e posibil să desfășurăm procesul nostru educațional. Desigur că nu corespunde cerințelor, vă dați seama. 10 metri lungime și 6 înălțime pentru un număr de 28 de elevi. Din cauza lipsei de spațiu, cantina se transformă de sărbători în sală de festivități. Avem nevoie de timp, avem nevoie de spațiu unde copiii au să se ocupe de educația vocațională, unde să dansează împreună, unde să demonstreze ce au învățat împreună. Credeți-mă că lucrul extracurricular este foarte important și aceste activități sunt inerente procesului educațional. Conducerea instituției spune că, pe lângă toate greutățile ce țin de dotări, profesorii pun mare accent pe procesul educațional și reușita elevilor, iar din acest motiv și solicitările de înscriere la școală nu se lasă așteptate. În fiecare an acestea sunt din ce în ce mai multe. Doar în acest an instituția era disponibilă să primească maxim 2 clase de întâia, dar solicitările au fost pentru a forma chiar 3 clase. Solicitările sunt foarte multe în jurul nostru. Spre bucuria noastră crește și se schimbă infrastructura, lucru care rămâne să ne bucure. Am fost nevoiți ca aceste 3 clase să le înmatriculăm la noi, la instituție, dar să-și exercite procesul educațional în grădinița de alături, care a fost cu foarte multă bunăvoință, ne-a oferit un bloc. Astă vară am făcut reparații cu susținerea direcției de învățământ și nu mai puțin cu susținerea părinților. Directoarea spune că elevii nu au posibilitatea să ia masa în acel bloc și de fiecare dată trebuie să parcurgă pe jos 10 minute. Aceeași situație este și în cazul când micuții au ore de dans. După lecțiile de dans, elevii au îmbrăcat hainele groase și s-au întors în blocul lor. Da, este nevoie de un spațiu și de fiecare dată, în ultimii 5 ani, am ridicat această problemă. Undeva în 2012, nu departe de noi, la 300 de metri, dacă nu mă înșel, s-a închis activitatea o școală care a fost moldorusă, sub numele de școala numărul 3. Fiind alături de ei, tot timpul am solicitat ca această clădire, dacă e posibil, să fie renovată pentru instituția sau pentru elevii noștri. Clădirea fostei școli a fost abandonată din cauza numărului mic de elevi, dar spațiul acesteia este tocmai bun pentru mai mult de 1000 de elevi. În interiorul clădirii totul este distrus, dar există săli pentru toate activitățile care pot fi adaptate arhitectural pentru confortul tuturor copiilor. Sunt necesare doar investiții. На сегодняшний момент здесь уже готовы, то есть заменены полностью коммуникации, начиная от воды, электроэнергии, полностью проведен ремонт крыши и замены окон во всем здании, и уже начали проводить работы по внутри учебного заведения, то есть, например, туалеты, кухня, столовая. Vicepretorul sectorului Botanica susține că volumul de lucru este unul mare. Un proiect pentru renovarea instituției și transferarea administrației liceului în noua clădire este elaborat și va fi prezentat Consiliului Municipal în această lună, când se va vota bugetul pentru anul 2021.
есть острая необходимость. И мы постараемся со своей стороны, то есть со стороны дирекции образования, притуры, сделать все возможное для того, чтобы в 2021 году для всех этих жителей двери были открыты. Pentru reconstrucția clădirii sunt necesare 10 milioane de lei. Amintim că în luna noiembrie, în sectorul botanic, a fost deschisă grădinița numărul 79 cu o capacitate de 140 de locuri. Instituția de educație timpurie a fost amenajată într-un sediu unde acum două decenii a activat la fel o instituție preșcolară.